Ioana? Stați Mona. Un pic. Mona? Mona, Mona e măritată. Mona. E măritată Mona. Măritată Mona, gata. Dat-o cu asta terminăm. Și nu e nici Loriana. Loriana, a, ești îmbrăcată în alb. Loriana, tu te măriți? Încă nu. Loriana, unde ai fost? Am zis-o așa tristă. De zici că mama, acum vreau. Încă nu mai aștept, mai aștept, dar știu pe cineva care unde face nunta. Unde ai fost în vacanță? Zi, vreau să știu mai întâi. Unde ai fost în vacanță? În vacanță am fost la munte. La munte, așa, te-ai relaxat, ca bătrânii. Da? Ei, ca bătrâni, auzi, ca bătrâni. Mulțumim. La munte vrem și noi să... Da. A, la munte vreți să mergi? Eu am zis că plecați la mare, eu așa am auzit. Și la mare, da, și la mare, după la munte, ca să ne relaxăm, să ne răcorim. Da. Păi da, e altceva. E altceva, normal. Cine se mărită? La cine mergem la nuntă? Dacă nu ne mărităm noi, măcar mergem așa, invitate. Mergem la Ioana Ginghină la nuntă, da, se pare că... Actrița se căsătorește cu iubitul ei, Cristi Pitulice. De fapt, nu se pare 100% gata și declarat, a și vorbit despre acest lucru. Trebuie să vă spun că cei doi se vor căsători în toamna aceasta, iar Ioana Ginghină și iubitul ei au depus la punct ultimele pregătiri. Actrița a spus că își dorește o ceremonie restrânsă, să fie aproape doar oamenii dragi, și a zis că se mai gândește dacă se va căsători în rochie de mireasă sau va alege să facă ceremonia în blugi. Nu știe încă acest detaliu 100%, însă ceea ce este sigur este că ea și iubitul ei se înțeleg de minune și ne-a vorbit și nouă despre el. Haideți să vedem ce spunea. Da, am fost cerută și îți dai seama că eu sunt într-o perioadă în care merge foarte bine și pe partea asta de... E o perioadă frumoasă. Da, e, asta încerc și doamnelor cu care eu mai lucrez așa la evenimente și că mai intru pe online, live, să le spun că atunci, dacă... Știi că toată lumea când vede divorțul și sunt foarte multe cupluri acum în tot soiul de probleme, văd divorțul așa ca o chestie foarte urâtă și ea nu e într-adevăr ceva frumos, dar pot să-ți spun că după divorț ești, te îndrăgostești și ai aceeași viață, nu este nici, asta spun, nu este nicio diferență de îndrăgala, da, nu, hai nu 16, dar 20, da. Înțelegi? Adică oamenii trebuie să înțeleagă că la fel te îndrăgostești, la fel te distrezi, la fel ești cu fel, deci eu mi-am trăit a doua, da, adolescență. E adevărat aia cu dăm, Doamne, 20 de ani, dar mintea de acum, știi? Dacă la 20 de ani îți dorești, nu, sau eu îmi doream un bărbat, nu știu, mai așa, care să vină, să te dea cu capul de pereți, să fie. Acum îmi doresc un bărbat care să mă, să investească în mine, în sensul că să investească sentimente. Corect, corect. Complimente. Da, uite. Să fie atent la ce îmi doresc și la nevoile mele. E, Cristi, așa. Amalia, acum de unele femei care divorțează, aleg să rămână în trecut și spun că nu mai au încredere niciun bărbat și altele, uite, aleg să meargă mai departe și ba chiar să creadă în căsătorie și să se pregătească și să înflorească și să se reinventeze. Și să se căsătorească din nou, evident. Da. Da. Păi ăsta este ciclul cu alt bărbat. Ăsta este ciclul. Avem și care sau... Exact, da. Avem și care s-au căsătorit cu același bărbat. Da, ăsta este ciclul vieții, să mănânci, să dormi, să te trezești, să plantezi un copac, cum era? Un copac, să faci un copil, să da. Ai în grijă măcar un câine, eu am 3 și este oribil, adică hey. Foarte frumos, e foarte frumos, dar nu vreau să intru în detaliile cele de după masă. Așa, și atunci, femeile, momentul în care ele se îndrăgostesc cu... mintea, inima, finanțe, tot. Tu vorbești de inimă și după aia de finanțe? Păi nu, eu vorbesc de partea rea. Întâi de inimă și după aia de finanțe. Că partea bună inima este când femeia se îndrăgostește cu cap. Adică capul este cel care este calculatorul. Amalia, știi ce am înțeles eu mai mult din toată discuția asta? Faptul că pentru ea, ei se pare un lucru mai important, faptul că ea a achiziționat un teren alături de iubitul ei, adică împreună cu iubitul ei. Și îi se pare un lucru mai mișto decât faptul că poți să aibă un act pe care trebuie să-l semneze, știi? Adică da, o să vină nunta, însă nu e atât de importantă. Păi tot un titlu de proprietate este și terenul, la fel ca și căsătoria. Că și căsătoria aceasta, dacă o luăm, acel certificat de căsătorie, este o proprietate asupra... Chiar și în momentul în care am întrebat-o pe ea, zic că ai fost cerut în căsătorie și ea mi-a și spus, că bă, toată lumea mă întreabă, am fost cerut în căsătorie, dar nimeni nu mă întreabă, eu am spus da? Păi nu se subînțelege. Păi tu zici dacă ai fost cerută și după aceea dacă ai zis da. Că, cum să spun, în momentul în care partenerul tău ți-ar spune nu la
întrebarea, dacă vrei să te căsătorești, că nu ți-ai pune, ți-ai pune tu o problemă, de exemplu, dacă ești bărbat, că femeia pe care o ai lângă tine nu vrea să se căsătorească cu tine. De ce? Și atunci asta naște niște problematice pe care trebuie rezolvate acolo în cuplu. Dar aici, în momentul în care... Aici, pe canapea. Eu mă dau mai încolo și facem presiune. Așa facem. Da? Așa că atunci când bărbatul... Există niște reguli în viață, fetelor. Ascultați-mă bine. Dacă nu vă cere, să nu-l cereți. Doamne, deci, ferește! Dacă nu vă cere, de ce? Pentru că dacă vă cere, să vă aducă un inel. Dacă nu vă aduce un inel, măcar vă cumpără o casă, un teren, o mașină, ceva. Porci, că dacă cer tu porci, găini, exact, mă trebuie ceva, un kilogram de cartofi, ceva. Doamne, trebuie. Pentru că așa cum este tradițional în orice cultură, și la arab, și la român, și la francez, o femeie trebuie, evident, să ai un bagaj cu care vii de acasă. Că nu vii cu geanta pe umăr și hai de femeie. Pe mine puteți încerca cu așa urma. Depinde acum dacă este o shaorma, shaormerie. De lux. Lanț de shaormerie. Că e lanțul acela pe care îl pui la gât și lanțul acela lung. Bun, deci, de-aia este foarte importantă. Te-a cerut sau nu? Pentru că dacă nu te cere, înseamnă că nu are acolo la buzunar. Și dacă el n-are nici măcar de o shaorma să te ceară, cum o să te mențină el copiii tăi, familia ta, tot neamul tău? Deci, de aici trece toată această problematică cu cererea în căsătorie. E foarte important, pentru că inelul ăla, dacă are vreo 20.000 de euro ca și valoare, ăia înseamnă că este cu ce pleacă omul la plimbare. Țineți minte, să vă ceară întotdeauna. Zi. Continuă. Păi, în momentul în care femeia este cerută... 10 secunde mai ai. Deci, dacă femeia nu este cerută, înseamnă că omul nu are ce să investească. Dacă el nu investește, nu vine cu capital privat pe persoană fizică de acasă, nu ai ce să discuți, pentru că n-ai cu cine să mergi la drum. Că doar nu o să muncești tu cu cârca acasă să întreții familia. Bărbatul este stâlpul familiei. Gata. Când ieși în stradă, să te iei pancarda și să scrii aici tot ce ai spus tu la noi în platou, Le pot repeta. Perfect. Mulțumim tare mult.